Casa Județeană de Pensii Iași se pregătește pentru etapa de recalculare a pensiilor care va începe cel mai probabil anul viitor. Deși este foarte așteptată de către pensionari, această etapă poate veni cu scăderi drastice ale veniturilor beneficiarilor. Invitată în cadrul jurnalului TLM, Maria Andronache, directorul Casei Județene de Pensii Iași, a precizat că recalcularea pensiilor nu poate fi posibilă prea curând. Aceasta preconizează că abia anul viitor angajații vor începe această activitate. Acum sunt în lucru alte dosare care necesită verificare. Pregătim o etapă premergătoare etapei de recalculare care este foarte așteptată de către pensionarii noștri, numai că această etapă de recalculare nu se va produce mai devreme, spunem noi, de anul viitor pe vremea aceasta, pentru că până atunci avem noi planificat o etapă de evaluare a dosarelor. Asta înseamnă că pregătim o bază de date cu niște informații utile care vor fi folosite în etapa de recalculare. Greutatea acestei etape de evaluare și în viitor, la fel se va menține aceeași greutate, în sensul că evaluarea aceasta presupune manevrarea aproape a tuturor dosarelor din Arhiva Casei de Pensii. Adesea, aceste recalculări scot la iveală venituri în plus pentru pensionari, dar nu sunt excluse situațiile în care se înregistrează scăderi. Pentru o mare categorie de pensionari, recalcularea va însemna clar un câștig la pensie. Vor fi suficient de multe situații în care recalcularea nu va aduce un plus la pensie.